Prin a doua epistolă ce vi-o scriu din Babilon, vreau trezirea minții voastre și a fiecărui om. Vouă cei străini prin lume, vreau să vă aduc aminte ceea ce au spus prorocii cu multă vreme înainte și de-a lui Iisus poruncă dată spre a se ține minte. Și în câteva cuvinte vreau doar să vă fac atenți. Căci în zilele din urmă, hulitori plini de batjocuri își vor bate joc de turmă și vor râde plin de ură și mânie. Va veni Iisus din cer? Asta e o nebunie. Au murit de mult bătrânii ce spuneau că în curând are să fie o vreme de durere pe pământ. Toate sunt ca și mai de mult. Soare, ceruri, lună, stele. Doar sărmanii pocăiți își vor zborul mai sus de ele. Basme, fleacuri, vorbe goale, lucruri vechi și depășite. Nu vedeți voi că viața avansează înainte? Cum puteți crede scriptura carte demodată veche când în veacul nostru cărți romane n-au pereche? Dar să-i lăsăm pe aceea ce batjocore scriptura și susțin că Dumnezeu este omul și natura. Căci bătrânul Petru vrea prin cuvânt să înștiințeze pe aceia credincioși ca să nu descurajeze. Stăpânul nostru s-a înălțat la cer și lumea spune că ne-am înșelat, dar va veni o zi, o dimineață, când plin de slavă încoronat, Iisus va reveni în slavă și în mărire și înconjurat de oastea lui din cer, va stăpâni popoare gloate neamuri ținând în mână un toiac de fier. Îți va veni biserică, stăpânul, și Dumnezeul tău cel sfânt și mare. El n-a murit, cum spun azi hulitorii, ci în marea și îndelunga lui răbdare, el îți așteaptă soțul sau soția, copilul tău, fiul fiica să se pocăiască, vecinul tău, colegul și străinul, pe toți îi vrea stăpânul să trăiască. Și dacă azi așteaptă cu răbdare, să știi că nu va aștepta la nesfârșit. Nu va opri pe veci mânia lui cea mare pentru că lumea nu s-a pocăit. O, nu, ci într-o zi se va scula stăpânul și așa cum vine hoțul noaptea să prădeze, va porunci legiunilor de îngeri să se îmbrace în slavă și să îl urmeze. Se va topi și soarele și luna și stelele din ceruri vor cădea și strălucirea lor pe totdeauna va fi acoperită de lumina sa. Deci, fiindcă toate aceste lucruri mari au să se întâmple, ce fel de oameni ni se cere să fim noi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, grăbind și așteptând sosirea zilei de apoi? Luați aminte, voi ce stați în așteptare. Noi suntem fiul unui tată, suntem frați. De aceea, să tindem fiecare să fim găsiți neprihăniți, nevinovați și împăcați. Amin.